Într-adevăr, nu-i greu. E situația foarte... E dureros, fiindcă soțul din copilărie este bolnav. Ne dresăm, ne rugăm, Într-adevăr, în momentul de față, soțul este azi o ieșit din reanimare. E dureros foarte tare. Noi trăim din pensia lui. Până când, până la pensie, până eu sunt operată și foarte, foarte, foarte negreu. Noi trăim din pensia lui. Dar pensia lui e foarte mică. Lemne cumpărăm toată iarna. Am un moment de față ca să cumpărăm noi un balon de gaz, ne-i foarte greu. Fiindcă pensia lui noi o petrecem numai pe medicamentele lui. Că el e bolnav, el merge în două bețe. Nimeni pe noi nu ne vede, nimeni nu ne aude, nimeni nu ne susține, nimeni, absolut nimeni. Vă mulțumesc programul vostru. Nu știu de unde, nu știu cum, nu știu de unde ați auzit, de unde ne-ați văzut, de unde... Dar nu, foarte ne-i greu, foarte, foarte. Noi ne-am dus pe picioare la spital, dar am eu ca să-l aduc, eu trebuie să plătesc transportul ca să-l aduc. El este operat. Măcar că acolo ne-a dat tot pe degeaba, tot. Nu ne-a cerut nimeni o bănuț, nimeni nu. Dar transportul eu ca să-l aduc acasă. Și peste 3 săptămâni eu iar trebuie să-l duc la operație. Iar transportul. Că nu ne poate face aceleași dureri și aceleași nu ne le poate face odată. Operația asta care ne-a făcut-o peste 3 săptămâni trebuie să o facă a doua oară. Nu, iar transport când să-l aducem. De dus ne ducem pe picioare. Dacă nu venim nou ne trebuie transport plătit. Noi lemnele le cumpărăm. Eu nu pot lucra. Eu lucram. Eu sunt pe picioare. Eu sunt operată la șerăschinări. Eu vorbesc așa cum este, că eu nu pot vorbi cultural și nu pot. Eu sunt cu spinarea. El este în două bețe. El nu e în față, la moment, el nu e în față. Nu-i. Pe noi nimeni nu ne aude, nimeni nu ne aude. Nimeni nu ne aude. Nimeni. Unii mă duc, unii mă adresez, unii dau întrebări, pe mine nu mă aude. Ei mă văd pe mine pe picioare. Pe dânsul n-al văd. Ei mă văd pe mine. Eu sunt. Eu trebuie să lucrez. Eu lucrez. Eu, măcar că eu sunt operat cu șerăschinări, eu am un an de zile. De când sunt operată în luna lui martie, eu m-am operat. Dar eu lucrez ca unul sănătos. Că eu trebuie să întrețin familia. Eu am băițel. Eu trebuie, el să nu ducă lipsă de nică. Și eu unii mă adresez, toți întorc spatele. Toți, absolut, întorc spatele. Pe mine nimeni nu mă aude și nimeni nu mă vede. Nimeni nu mă vede. Așa o ducem. Într-adevăr, mi-e greu. Într-adevăr. Duc, vin, aduc, mă întorc. Dar unde n-am putere. N-am. Într-adevăr, n-am putere. Și sincer, eu ieri, când v-am auzit pe dumneavoastră, eu n-avem cuvinte. N-avem cuvinte. Că băițelul plânge și zice, mamă, taci, nu plânge. Mamă, taci, nu plânge. Eu nu știam ce să-i spun. El crede că de la tata lui. S-a întâmplat ceva, că el e la spital și într-adevăr el ieri când dumneavoastră ați grăit și ați vorbit cu mine, tatăl lui era în reanimare și nu știam nimic de dânsul. Și lui pare că de la tata lui s-a întâmplat ceva. Și i-am spus, mami, nu. Cineva de pe șticotare, cineva ne-a văzut. Cineva vrea să ne dăie un mic ajutor. Nouă la spital nu ne cerut nică. Dar eu ca să-l aduc acasă, mie trebuie să plătesc transportul ca să-l aduc pe dânsul acasă. Și peste 3 săptămâni, eu iară din nou trebuie să-l duc să-i fac a doua operație.
Nu, la spital, într-adevăr, nu ne cere nimeni. Asta drumul pe noi ne mănâncă. Drumul și acasă. Acasă lui trebuie alimentare. Lui trebuie încurajare. Lui trebuie tot și elea. Ca el să o ducă un mod bun și un mod și să aibă experiență. Nici n-am cuvinte, nu știu. Nu știu că el zice, la ce m-ai adus? El toată vremea, la ce m-ai adus? La ce m-ai trimis aici? E ca el așa îmi dă întrebare. La ce m-ai adus? Eu știu că totdeauna la mine deamă nu-i. Eu vreau să-l încurajez. Eu vreau să-ți fie ghine. Eu vreau să și toată vremea, vă spun cinstit, n-am cuvinte, nu știu cum, nu știu cum să o duc mai departe. Nu știu cum. Nu știu cum să o duc și cum să ne purtăm și cum. Într-adevăr, ieri când am auzit, și v-am auzit și când m-a sunat și când băițelul. Așa m-a cuprins și așa auzit, mamă, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu tata ceva? Și i-am zis, nu, Dumitraș, cineva de pe șticotari, cineva cu inimă mare, vreau să ne dă ajutori pentru tata. E că astea sunt cuvintele mele care i-am spus băietului. El așa m-a cuprins că nu știu cu cine a vorbit, poate mă simțit că eu plânge. Și el așa a zis că zice, mamă, s-a întâmplat ceva cu tata. Și eu am zis că nu. Într-adevăr, el foarte multe dureri are și foarte greu merge. Mamă scumpă, noi am venit azi cu alimente și Dumnezeu să se îngrijească în continuare de situația dumneavoastră. Mai avem încă o familie, mai avem de mărți spre nord și aș vrea să vă invităm acum la microbus să descărcăm totul. Să-i mulțumim lui Dumnezeu în primul rând și oamenilor care v-au întins o mână de ajutor. Noi v-am transmis doar bucata lor de pâine și să aveți bucurie și pace în inimă. Haidem la microbus ca să descărcăm totul. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Doamne Iisuse, vin în fața ta și îți mulțumesc din toată inima pentru tot ce faci pentru, pentru mine. Pentru tot ce faci pentru mine. Pentru că tu mă cunoști. De fapt, mai știu dinainte. Mulțumesc. Mulțumesc. Că m-ai purtat de grijă. Mulțumesc că mă iubești. Și că m-ai ajutat până aici. Te rog din toată inima. Iartă-mă. Pentru tot ce am făcut până acum. Iartă-mă, Doamne. Mă pocăiez de tot trecutul meu. Și vreau să te primesc. Din toată inima. În viața mea. Vină, te rog. Spală-mi gândul. Curățește-mi inima. Și cercetează-mă. Te rog, Doamne Iisuse. Vină în viața mea. Schimbă-mă. Și ajută-mă să trăiesc. Așa cum tu vrei. Iartă-mă, te rog, Doamne. Ai grijă și milă de mine. Fii cu mine fiecare zi. Ai grijă de viața mea. De copiii mei. De familia mea. De casa mea. Și știu. Că tu vei purta de grijă. Și în continuare. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Vă mulțumim din suflet care au participat la așa eveniment, la așa, nu știu cum să vă mulțumim. Foarte, foarte mult și foarte mulțumim. Din suflet vă mulțumim și Domnul să vă aibă în pază și Dumnezeu să fie cu noi și Dumnezeu
Într-adevăr, este cu noi, numai noi nu simțim. Simțim, dar nu știu cum. Poate mai târziu simțim, dar Dumnezeu este pe fața pământului. Și într-adevăr, eu foarte mult mă rog. Foarte. La mine, în telefon, e numai cu... Eu nu privesc în afară de Dumnezeu. La mine toate pozele, toate evenimentele, toate, la mine este cu Dumnezeu. Într-adevăr. Și nu m-am așteptat. Nu știu cum să mulțumesc. Și înseamnă că Dumnezeu este, există. Noi nu simțim că Dumnezeu este, dar Dumnezeu este fața pământului. Și există. Într-adevăr că există Dumnezeu. Numai noi nu... Mulți nu... Nu știu cum. Numai noi nu-L căutăm, Mare, din toată inima. Într-adevăr că nu-L căutăm. Îl căutăm atunci mai mult, majoritatea... Când avem durere în suflet. Asta este. Dar dacă L-am căutat pe Dumnezeu, întotdeauna... El este întotdeauna. Multe probleme noi îl apreciem, în viața noastră. Noi îl apreciem și simțim că Dumnezeu este... Atunci când ne doare și noi îl șerim și ne rugăm în fața Lui. Plecăm acasă, dar dumneavoastră să-i mulțumiți Dumnezeu, să vă rugați pentru acei oameni care v-au întins o mână de ajutor. Darurile nu sunt ale noastre, sunt ale fraților, surorilor, prietenilor noștri. Și acum mai avem o familie, mai avem de mers, de parcurs. În casă deja e masa și noi n-am mâncat încă pentru că vrem repede să... Terminăm binecuvântarea de o dus la oameni care ne așteaptă și acum vrem să ne luăm rămas bun, să spunem la revedere. La revedere! Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți multă pace și bucurie în suflet. Mulțumim! Și soțul să vă vină acasă cât mai repede și sănătos și voios. Cu Domnul! Mulțumim frumos! Și să întreținem copii, n-ai de unde. Nu știu cum, dar de atâta la nevastră m-a apelat băietul, el mai tare. De mamă să încercăm și noi, poate. Noi toți am auzit despre cuvântul mare sau ocean. Noi toți am auzit despre cuvântul iubire sau dragoste. E una să ai imaginat despre ocean, și cu totul este altceva de a sta pe țărmul lui. E una să stai pe țărmul oceanului și cu totul este altceva să intri la adâncimea lui. A avea imaginația despre ocean și a sta pe țărmul oceanului sunt total două lucruri diferite. A cânta, a recita, a scrie o carte sau a juca un rol într-un film de dragoste este total diferit de a înțelege sau avea personal în inimă. Așa după cum omul nu poate să perceapă mărimea oceanului, tot așa nu poate să perceapă mărimea dragostei lui Dumnezeu. Oamenii care cântă despre dragoste, fără să o aibă, după ce le se termină melodia, ei rămân goi, flămânzi și fără speranță, într-un întuneric absolut. Pe când un om care se scufundă în oceanul dragostei lui Dumnezeu, el este plin de viață, speranță, lumină și dăruire. Și chiar dacă ne-am împărțit toată averea pentru hrană săracilor, chiar dacă ne-am dat trupul să fie ars și n-am avea dragostea, nu ne folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necovincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire,
ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va peri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Biblia, 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 3. Casa de milostenie este născută din sânul lui Dumnezeu și crescută lângă oceanul dragostei Lui. Cu cât mai mult ne îndreptăm la adânc, cu atât mai mult înțelegem că dăruirea este ceea ce înfrumusețează mediul acvatic al oceanului Dumnezeu. A iubi oamenii înseamnă de a avea pe Dumnezeu în tine. A iubi oamenii înseamnă că Dumnezeu te are pe tine în mijlocul oceanului Său de dragoste și iubire veșnică. Doar împreună putem să facem ca numele Dumnezeului nostru cel veșnic să fie glorificat. Doar atunci când tu dăruiești, noi avem ce să transmitem. Că cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Biblia, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 8.